primar, bună dimineața. Iată, la finele săptămânii trecute ați avut câteva drumuri la București, pe la ministere. Aveți un proiect care așteaptă finanțare. Da, bine ați venit și mă bucur că mi-a uitat în data noi. Am fost să-mi depun documentația pentru tranșe de plată la drumul care l-am reabilitare pe DC, comunal DC 112, care face de plată la am depus documentația. Acum chiar ne-a sosit și verificarea pe teren de către inspectorul de zonă de construcții. Nu știu să fie dirigit de șantier să-i dăm cheiul și la asta pentru plata care va fi efectuată la lucrările efectuate, lucrările practic ce, ce lucrări se desfășoară pe acest drum? Într-o reabilitare totală? E vorba de un de drumul care v-am zis de el, care se va duce până la comuna Peșana. Deja s-a turnat primul strat de asfalt. Acum lucrăm în sat la refacerea sistemului de canalizare și apă, că trebuie să mutăm pe marginea proprietăților. Pentru că drumul a cinsat acest drum, va fi un drum mai de trafic mai greu și va fi cu bandă de circulație în două sensuri. Adică se va mai lărgi drumul, avem și unde, adică spațiul ne permite. Și firma lucrează foarte, foarte serios. Sunt oameni că e firmă serioasă, nu să nu pot mai da acest lucru. Cred că au utilaje foarte multe. Și de-aia și noi ne ținem cu decontările ca să îi fie încrezătură și să-și execute lucrările până la sfârșitul anului trebuie să fie gata acest drum. Podul e încheiat, că aveam evora de un drum și un pod de construit. Podul s-a făcut, cu rigolele, cu tot. Sperăm că am circa două săptămâni, trei, să mutăm și rețeaua de canalizare așa cum se lucrează la ea acum și de apă. Vor fi rigole în sat cu intrări la fiecare proprietate, pentru că va fi un drum de mare interes. Se pare, din auzite, că s-ar fi clarificat și situația cu stația de reciclare de deșeuri menajere. Aia înseamnă că, spre sfârșitul anului, e posibil să apuce și de această stație. Din surse am aflat și astăzi că e spre finalizarea evaluării urma licitației. Ne bucurăm că o să înceapă. E vorba de o stație de reciclare modernă, nu e vorba de un munte de gunoi, așa cum vorbeau oamenii. Aici vine numai compostul care este sortat, vine 3-4 sortare și mai vine încă o sortare aici în Maroiești, unde va veni deponeu. Această stație, câțiva ani de zile, după câte am eu hârtire primite la Ministerul Dezvoltării, va produce și energie electrică în funcție de volumul de marș care va fi depozitat, vor fi niște filtre, vor fi niște... Adică se va face o tehnologie așa cum este în toată lumea. Nu se va face un groapă de gunoi sau multe de gunoi. Pentru cei sceptici care credeau că va fi o groapă de gunoi aici în comuna Roiești, este o stație de sortare, ceea ce este total diferit. Nu, e o stație... E o stație modernă, înțeles, care asta, după 3 ani de zile, se va monta un sistem de producție energie electrice din biogaz, care va produce și energie. Noi, acum, la ora actuală, și nu numai noi, și toată lumea, caută resurse regenerabile pentru producerea energiei electrice, pentru că, așa cum știm toți și cum se aude, toate acestea vor fi foarte scumpe și în condițiile astea de să scumpesc de la o zi la alta. Și căutăm să avem resurse de la soare, de la alte materii prime, producții secundare, cum avem din deșeuri menajere, cum sunt deșeuri vegetale. Am văzut că vor fi programe și pe fonduri europene și pentru fabricuțe de peleți din deșeuri. E o chestie foarte bună să văd dacă găsești băiat tânăr să-l ajut să facă o asemenea investiție. Deci toată lumea vrea să facă ceva
ce, din nimic să facă ceva potrivite, să vă face și curățenie. Mă aș bucura să facă. Deci s-ar dezvolta multe activități în jurul acestei stații de... Exact. Vedeți noastră că aceste deșeuri, ce noi, vegetare, cum paiele, cocenii, crenguțe de la lemne de foc, astea să va fi o fabricuță de producere a pereților, pereții să pot folosi și la sobe și la centrale. În condițiile astea va fi mai ieftin, să zic așa, ca și lemnul, pentru că e produs din deșeurile astea care, de fapt, astea, ori le dau foc oamenii, ori ele se putrezesc în pământ. Dar dacă noi le facem, le producem ceva, va fi un depun să vă aduce orice om de rând, cu căruța, cu monocultorul, cu tractorașul, cu ce are și el, și-și cumpără acolo câți bani are, știți? E un sprijin substanțial și pentru oameni, numai pentru, să zicem, oameni care au bani mai mulți. Pentru toată lumea, pentru toată lumea. Și mai sărați și mai bogați. Deci, nu, să o parte din oameni au pădut, dar e foarte greu să ajungă să taie lemne. Și nu, până la urmă, nu prea mai are nici cu cine. Dar dacă există undeva la un depozit, așa cum vorbeam, ar fi, este o chestie de ajutor, până la urmă, dacă o luăm în calcul așa, pentru populație. De asemenea, legat de acest drum, împreună cu Comuna Peșteana, v-am zis, cu podul, s-a făcut legătura între cele două localități. Am înțeles că sunt o parte din navetiș care sunt din Peșteana și deja de acum vin cu autobuzul și trebuie aici pe să la servici, la platformă, pe platforma chimică, deoarece pe drumul Peștenii se lucrează și e foarte greu accesibil pe acolo. Și atunci, fiind pe aici drumul bun, vin până în zona noastră. Ce aș mai putea să spun la ora actuală, ca să ieșim din atmosfera asta de drum, la București am mai depus un proiect pentru introducerea de gaze naturale, am mai depus un proiect pentru extindere de sistemele de canalizare și apă în Comuna Roiești și am mai depus încă un proiect care l-am și aprobat pentru modernizarea infrastructurii din Comuna Roiești. Aș mai avea vreo 11,2 km de asfaltat până în comună și aș cam încheia cu toate drumurile din Comuna Roiești, legătura între sate, așa, și din toată treaba asta a rezultat și o arteră care scoate mașini agricole de pe drumul național. Deci vine o stradă chiar din zona de nord a comunei și vine până trece de jumatea comunei în jos și vine paralel cu drumul național. La noi drumul național, să știți că circulația este foarte, foarte intensă și de aceea aș dori chiar foarte mult să scot mașinile, căruțele, tirajele astea agricole, să trec pe drumul acesta, dacă va fi finanțat în septembrie, acum cum se zice, că această rectificare se vor da bani la anumite lucrări pe PNDL 3. Acum, nu știu dacă va fi, eu proiectul l-am depus, este aprobat de minister, dacă numai chestia, singura problemă este să fie finanțat. Al doilea proiect depus pe introducerea rețelei de gaz în ultimii 30 de ani, ar veni din partea dumneavoastră, am mai vorbit într-un interviu recent că dumneavoastră sunteți prima localitate care a dorit să introducă rețeaua de gaz. În 1992 am început prima lucrare mea de investiții în Comuna Roiești cu introducerea de gaze naturale. A apărut atunci o hotărâre de guvern prin care localitățile care aveau resurse locale pot să beneficieze de ele. Eu am fost unul din acele localități și am și insistat foarte mult. Când m-am fost la medie și am cerut să introduc gaze naturale din gaze din sonde care aveam pe raza comunei, acolo, bineînțeles, Ministerul Gazul, să zicem, Ministerul Gazului Metan, era la media și acolo era centrala gazului metan. Acolo am avut legătura cu toți factorii de răspundere, partea tehnică, acolo și după, nene, eu nu pot să-ți dau ție garanția, să asigur ție gazul să bagi în comună numai din sonde, că s-ar putea să se teme resurse să vreodată și să rămâi fără gaz la locuitori. Oamenii se costă o grămadă de bani și rămâi fără gaz. Și atunci mi-a dat soluția să luăm din sistem. Și am luat din Slăvitești, m-am unificat. Am făcut o asociație între Roiești și Lineață și Popești
și am venit cu conducta de la Cordii să Vitești până în Popești, și aceea am făcut o stație de bus. Am făcut o stație de gare măsurare cu trei ieșiri pentru fiecare comună în parte, Roiești, Popești și Rineasa. Eu am vrut, am zis, pentru că la vremea aceea era Proteasa primar la Popești și zice, domnule, eu am pământ, dar ce facem altceva? Asta, zic, nicio problemă, că puteam să... Că eu am voi promotorul acestei acțiuni, puteam să zic că o facă Roiești la mine și voi voceți înapoi cu rețeaua, dar de bun simț, las că suntem trei până la jumătate și fiecare pe aia pleacă în linie lor. Eu am ajuns cu rețeaua, eu am insistat foarte mult și am venit cu rețeaua de gaz de, din stația de reglare măsurare până în comună și am băgat și în două sate, dar i-a făcut am trebuit de a făcut expertiza și țeava încă e bună, am două puncte unde am ceva probleme, dar din expertiză reiese că acolo se va înlocui, dacă va da Dumnezeu și va începe finanțarea la acestor lucrări. Din o hotărâre de guvern de anul trecut, din 2019, spune așa că va fi axă prioritară introducerea de gaze naturale în localitățile de România. Noi avem un procent foarte mic de gaze la locuitorii din România și că este necesar să eliminăm tăierea pădurilor și să bage gaz metan. Acum, sincer să fiu, parcă sunt descurajat că n-am mai nimic. Mie mi-a venit o notificare de la Ministerul Dezvoltării, compartimentul ăsta cu gazele, mi-a solicitat un punct de vedere din proiectul tehnic, când le-am depus la vremea respectivă, imediat le-am depus, aștept să mai departe din ce s-a întâmplat, că nu mai ieșit nimic. Deci eu când am vorbit cu proiectanții, sunt din Iași. Unii proiectanți zice, păi au mai venit și la alte primării și tot așa le-am dat punctul de vedere al nostru, că există în proiect zice, date sau cum să zic eu, rețele inteligente, așa spune. Deci dumneavoastră ați avut încredere în acel proiect național de introducere a gazului natural în toate statele din România? Eu așa am înțeles. Și s-au depus, cred că nici nu s-a așteptau, am înțeles, tot așa pe surse, că s-au depus peste 80% din locatele din România. 80%, deci cam toată lumea vrea. Așa cum vă spuneam eu mai în discuția anterioare, la noi dacă întrebăm 100 de oameni, cred că sunt de acord 110, cum să zice, adică vii cu 2000. Deci cam toată lumea vrea să introduce gaze naturale, mai ales când putem de guvern spunea că statul va veni cu sprijin financiar chiar și cu contorul de la poartă. Și omul să plece mai din contor până în casa asta e lucrarea omului. Restul vine statul cu așa spune în hotărâre de guvern, cu finanțare. Să dea Dumnezeu să înceapă, noi așteptăm și treaba asta cu gazele, că, nu știu, sunt 30 de ani când mă tot zbată droasa și n-am putut. Eu v-am spus că am început asta în 2008-2009 am scos-o la licitație pe Ministerul Industriilor, că așa era vremea aceea, Ministerul Industriilor scotea la licitație distribuție de gaze și cei care vroiau să preia distribuție de gaze într-o localitate erau obligați să termine lucrările cu banii lor în localitate. Și n-a venit nimeni. Eu am insistat și la Distrigaz Vâlcea, că eram în relație bune și cu firma de Distrigaz de la Vâlcea, și zice, noi nu putem, din toate calculele noastre, noi nu putem să amortizăm lucrările în 40 de ani, pentru că lucrările sunt foarte scumpe și nu putem să amortizăm. Dar acum, și la vremea aia, aveam ca 60% care vroiau să bage gaze, era și cu restricții, atunci nu aveai voie să bagi mai mult de 1-2 metri cub, acum vor consumatori. Atunci era invers, să nu ai consumatori, acum să ai consumatori. Iar cei care lucraseră în petrol aveau drept la 1-8 metri cub. Iar restul 1,2 metri cubi, restul populației. Cu toate astea, cu Institutul Mediu făcuse 1280 metri cubi pe comună, atât mi s-a aprobat, dar acum v-am zis că și aici, în hotărârea de guvern, sunt niște criterii, nu e chiar așa simplă treaba, așa cum se vedea prima de trebuie să ai peste 100 de abonați în localitate, 1000 de abonați, trebuie să vii cu prețul de cost sub 6400 euro pe ziceți, consumatori. Da. Așa că sunt niște condiții care trebuie să le îndeplinești. Eu
am 1078 de locuințe care vor să bage gaze, deci am depășit 1000 de locuințe. Ați venit singur. Și am venit singur, n-am mai făcut asociație cu alte comune, pentru că a face asociație înseamnă încă rețeaua se lungește, aia înseamnă costuri mai mari, mai mult de lucru și cum spunea chiar și și proiectanții vorbeau și chiar și cel care mi-a făcut expertiza tehnică, ce domnule, dumneata, vii și muncești și s-ar putea altul să beneficieze după munca mea tale. Nu contează, e important să fac și eu și poate să facă toată lumea, că nu am eu nicio chestie că bag eu, că bagă toate lucrurile, să bagă toată lumea, numai să fie bine, că asta e important. Pe conducta din anii 90 pentru cele două sate, ați avut vreodată gaz natural? Pe... N-am avut, dacă reușeam să introducem gazul, să dăm drumul la măcar la un segment, de aceea era vorba de extinderea rețelei. Dar n-am reușit că nu a venit nicio firmă să preia distribuție la, deci în 2008-2009. Am spus de trei ori, am spus la licitație. Aia presupune proiectele de până la București, aștepți, vorbești cu fel de fel de firme că să vie să preia, n-a venit nimeni. Cum v-am spus, nu le convenea ca și era criteriile atunci, la vremea. Acum, după hotărârea de guvern, care de fapt, până la ora actuală nu s-a aplicat nimic, nu știu dacă alte lucrări să fie aplicate. Dar intră și asta în lucru. Acum să știți dată că noi ca și comunitate locale avem o responsabilitate mai serioasă cu școlile. Deci mai e un pic, mai puțin, foarte puțin și o să înceapă cursurile școlare în 2021-2022. Sperăm să fie, ducă copiii fizic la școală acum, să nu mai stea acasă pe fapt, deci pe asta, pentru că din auzite, din cum cred și eu, cred că e mai bine să fie copilul față în față cu profesorul, cred că mai mult capătă încredere și experiență și nu numai, și înțelepciunea, că dacă el nu înțelege pe tablet acolo, măcar ridică mâna, nu am înțeles, mai repetă profesorul atât și mai încep încă o dată să mai explice la unde n-au înțeles copiii și e cel mai bine să fie copiii la clasă. Pentru asta noi am început deja, deci am terminat una din școlile de la centru, am intervenit acolo unde a fost nevoie, recondiționat. Am avut și o problemă cu inundația acolo și am schimbat parchetul într-o sală, am zugrăvit-o, am pus-o la punct, deci școala de la centru e gata. Astăzi avem o altă băieție care am la serviciile de apă canal și care am pe aici, sunt la școala din satul Ciocârtei, unde și acolo avem ceva probleme mărunte care le-am stabilit cu doamna director și ce avem de făcut. Am început și acolo lucrările care le-am stabilit de comun acord. Sper că astăzi să termin cu școala de la Ciocârtei. LED-urile le-am băgat la școală, cărbunele le-am băgat, deci suntem pregătiți pentru o școală. Ne vreți pregătiți pentru iarnă. La școala de la Cuieni, acolo, școala de Cerul, cum ziceam noi, din satul Cuieni, acolo trebuie să fac o alee, să fac. Îmi pare rău, m-a devenit o deformare profesională când zic că fac. Noi facem pentru comunitate. Trebuie să facem o alee de la punctul tenin și până la magazia de lemne ca să poată să aibă acces, mai ales pe vreme mai rea, să poată să ia cărbune, lemne, să ducă la punctul tenin. Așa, și la această alee va duce și la... Avem o fântână acolo în curtea școlii, unde mai stau copiii vara, mai să le facem și acolo un sistem de... o amenajare, să zicem așa. Să nu fie noroi când plouă, când e vremea rea, să aibă și un aspect. Ați încercat an de an să aduceți modificări în aparat în sistemul, în actul de învățământ, ci în condițiile oferite celor mici pentru a veni la școală? Să știți că, din punctul ăsta de vedere, sunt salvați. Avem un colectiv de cadre didactice tineri, foarte tineri, cadrele, tinere și fete și băieți,
Dar o coordonatoră, directoarea este foarte bună, face naveta de la Vâlcea, dar vine dimineața la 8 și mai pleacă la 4, la 5, deci se ocupă, sufletește. Am avut și programele astea, accesez orice program, este foarte bine intenționată să ajute copiii. Am avut cumpărate tablete, toți copiii au avut tablete acasă, le-au putut să învețe. Acolo unde a fost nevoie și n-aveau semnal, le-a cumpărat cartele, s-a dat cartele de pe Digi să poată să lucreze cu copiii. M-am zis, i-a stimulat pe copii, i-a dus în excursie care au avut medii foarte mari. Adică, cu alte cuvinte, doamna Nicu este e un manager foarte bun, înțelegeți? Cu asta mă că dacă managerul nu e bun, nu merge treaba bine. Dar eu sunt mulțumit cum merge și de-aia și noi încercăm să facem tot ce stă în putința noastră ca să nu aibă, cumva, ziceți, obstacole din cauza noastră. Noi colaborăm foarte bine cu toate instituțiile, nu ne facem probleme, atât cu școlile, cu poliția, cu dispensarul, deci cu toate instituțiile ce există pe radă comunei. Sunt copii altfel de la o generație la generație, mai dificil de lucrat cu ei, mai neatenți la oră, copii mai greu informația și mă refer comparativ cu perioada care o știm noi mai bine, epoca de aur. S-a schimbat un pic problema, pentru că, vedeți, noastre au acces sau au informații mai multe copii la ora actuală față de cum eram noi la vremea respectivă. Poate la vremea erau câteva televizoare prin comună, acum toată lumea are numai televizoare, au telefoane, au internet, au acces la toate informații din lumea asta. Și copiii sunt mai receptivi din punctul meu ăsta de vedere. Iar care vrea să învețe, învață, să știți. Și de la noi și din comuna noastră sunt foarte multe cadre, atât profesori, atât ofițeri de cadru armate, doctori, deci sunt copii de care dar, pleacă din comună. Dar până voi, de exemplu, au domnul de alegeri. N-aș putea să dau acum, că sunt foarte, foarte mulți. Deci, spre exemplu, vă dau un exemplu acum. Am văzut la o familie mai medie, așa, copiii premiați. Băiatul era în clasa 12 la liceu, premiat de la Roiești, premiat și la liceu la Rădești. Fata e clasa 10, de asemenea, premiat de la Roiești, premiată și la liceu. Copii care au vite acasă, au animale, care muncesc. Deci, eu cred că împinarea activității de acasă cu învățătura are o legătură. Acel copil care vede că e greu la muncă și că e așa, ăla învață mai mult, e mai conștiincios. Ăla care nu-i dai nimic de lucru și mă punem pe carte, ăla zice că așa trebuie să fie, că asta a lăsat Dumnezeu. Nu e așa. Ei, copiii ăștia, vă zic, și tot respectul pentru ei, cred că au 7-10 vite acasă și ei din asta cresc, trăiesc și ei. Și stai că tata lor este, a fost maestru și, bine, firma s-a desfințat și acum are tiraj agricol, are și ce face, dar e muncă multă, vă dați seama. Dar copiii îl ajută. Deci nu stau să zică de tata sau mamă. Îl învață și la munca câmpului, dar le aduce și părinților și o bucurie învățând. Și munca, dar și învățătura. Deci le-am și nu numai, că avem profesori cadre tinere, care ești acum pe băncile facultăților, de asemenea că au fost din familii care au muncit efectiv, nu au stat, deci au muncit și s-au dezvoltat și sunt profesori de matematică, sunt 2, 3, 4, 5. De acum terminați de un an, 2, 3 facultăți și care sunt titulari la școli. Deci au luat și titulatura pentru că, cum vă povesteam, când muncești, îți dai seama că e grea muncă și atunci ești pus în situația să pui mâna pe carte, să nu mai ai probleme cu munca. Dar faptul că ei s-au obișnuit cu munca, se vedeți că și dumneavoastră, la rândul lor, o să facă la fel. E, așa ar trebui educată o generație, măcar, care e la țară. Adică trebuie și prin muncă. Eu cunosc copii care lucrează pe utilaj, taică și lucrează pe utilaj și lucrează și copilul și la facultate. Dar se face și un ban. E un lucru extrem de bun. Care-i treaba? E foarte bine.
decât să stai să ceri mereu, tată dă-mi bani, mamă dă-mi bani, să te și scoate și bănuțul lui. Deci să nu, sunt copii foarte, foarte bine intenționați și, și bine educați, bineînțeles. Așa și cum doamna Nitore vrea să-i, să-i le creeze toate condițiile să învețe, eu, să știți că i-am luat organizat cu candidatul și am făcut curățenie, s-a obligat din comun, am curățit, am luat toate gunoaiele în placă pe depoi, am luat-o din zona de nord de la Cotroșbanu și până la Cotar Culădeștiu. Și nu a fost nicio rușine. Care e rușine? Am pus saci cu ăsta și s-am strâns. S-a o 60 de saci de gunoi. Dar să știți că lumea s-a mai civilizat. Aia vreau să zic. Noi avem două puncte fixe, sau am început să înțeleagă că trebuie să ținem curățenie. Avem lunea, vine mașina și ia peturile, sticle și astea de din tablă, zic. Plastic și doze, nu? Doze, da, așa. Iar vinerea vine mașina și ia restul de astea amenajere. Vinerea din două în două săptămâni. Acum ne-am încadrat noi cu banii, adică n-am vrut nici să fac cu, nici să-mi bag joc de oameni. Eu întotdeauna încerc să fiu cât mai ieftin ca să se poată să suporte omul. Că degeaba îi pui omul în cărcă dacă nu poate să ducă, știu cum e treaba. Nu, îți plătește și noi ce să-i facem? A fost greu până s-au obișnuit ceva? Da, încet, încet, cu bănuții mai puține, hai. Valutarea selectivă? Că în momentul când vine mașina și ți-a lunea, numai astea peturile, se vede sace lunea la porți, oamenii au înțeles, am un delegat din comună, vine mașina, au telefoanele, sună și ăsta vine cu ei și în toate satele și îi ridică mea. Iar cum vorbeam vinerea, am mers în primele zile cu mașina, un delegat al nostru, după aia s-au învățat, scot pubele la poartă, poate cu mine lumea a început să înțeleagă. Să vede și, la, și pe raza comunei. Am punctele fixe. Am două puncte fixe unde am câte trei conteneri pe săptămână, în două săptămâni, să fac normal de șor. Deci oamenii, cu alte cuvinte, și mă bucur că au înțeles treaba asta, mai e un pic de lucru, mai e un pic de lucru și chiar îi rog pe toți să nu, când se duce la punctele fixe gunoiul, să le bage în interiorul țarcului de acolo, să închidă poarta acolo, că avem un lanteț acolo, ca să nu un lanteț să le cârlic, ca să nu vină câinii să împrăștie pe acolo, că să duc câinii și împrăștie și fac, e urât, e de urât, să înțeleagă, să bagă acolo, închide ușa, asta este. Că am zis că din două, noi cu o zi înainte până veni mașina să ridice, ducem două persoane și facem curățenie, să-l punem în bubere acolo, să o pregătim, că vine mașina să nu stea, să adună, că aia adună, așa, pubera, dă cu ea și ce e tot, nu interesează. E un lucru extraordinar de bun, din punct de vedere bine, e foarte bine așa. Cu școlile, v-am zis că cam terminăm, dacă Dumnezeu și ne apucăm și de extinderea de, mamă, alimentare cu apă, am într-un sat două case, da, dracu, un kilometru și 200 de măcări cu două case, asta e. Mai am într-un sat, era vreo două, trei, dacă trebuie să fac o stație pe repompare obligatorie, că nu urcă apa acolo. Și cum vorbeam de stație de reciclare, deci o menajere, acolo, până venim de asta, a venit un delegat, directorul tehnic de la firma care se ocupă de drum, până acolo, și explicam că noi, în proiect, nu există rețea de curent dus acolo. Și eu am insistat de 13 ani, domnule, să ducem rețea. Hai ducem rețea, dacă nu avem rețea de curent acolo, cum trebuie curent? Și trebuie curent de medie, către transformator acolo, pentru că vom produce curent și trebuie să băgăm în sistem. Mă rog, asta, eu am vorbit, am rămas la nivel de vorbe. Vor vedea acum când se va începe lucrarea, că prima dată trebuie să ai apă și curent, să ai utilități. Exact. Dacă te duci acum în mijlocul pădurii și stai și te uiți la în cer, că n-ai ce trebuie. Așa, la apă m-am gândit chiar să achiziționez un bucat de teren în zona, chiar în zona acolo, dar nu în vară când se va face asta, spre satul în face, să furez un puț acolo cu o pompă, să alimentez și fabricuța asta, dacă va fi, că în scurt timp se va dezvolta, vă spun eu, că bărângaia se vor mai face
anumite secții de astea, mititele, ba una, ba alta, să remedeze acolo și să am resursă de apă și în comună în cazul că am probleme. Vă spun o chestie, eu am 5 puțe, plus drem de 150 de metri. Când e secetate în orice, da? Și dacă îmi cade o pompă, mie nu mi-a ajunge apa la ultimele case sus. Nu mi-a ajunge apa și eu sunt nevoit să iau măsuri, să mă duc să scup pompa, să fucui la Crăva, să iau cablu, să mă duc să iau altă pompă. Noroc că m-am intrat în relație cu ăștia până la Crăva, mi-o schimbă imediat, îmi face legătura la cablu, vin și o și ba, până seara o și ba. Dar sunt cazuri când poate durează o zi, poate durează două, ca să scoți pompa de la 100 și de metri, nu e așa ușor, trebuie să utilizezi, trebuie oameni, trebuie să angrezi o 7-10 oameni măcar. Ei, nu poți să-i mobilizezi imediat, hai acum. Când la ajutor social am 4 familii și aia vai de viață, nu știu, de aceea se împiede cu acolo. Deci e foarte greu, noroc că am utilaj cu cupă, le cu ăsta și cu 3-4 oameni și cu ai noștri, ai primării toți, hai, poate și pe aia, când o introducem, puțin mai ușor. Când o scoate mai grea, că e rețeaua plină de cu apă și e foarte grea. Și de-aia o legăm și cu utilajul nostru și măi cu oameni, măi cu utilajul, atenție. Dar v-am zis, interviu rapid, trebuie rapid și mașinile timp. Bine ar fi să facă și mașinile mei, să facă tot la fel, să nu suferă oamenii de apă, că e foarte rău. Văd eu, pe dacă aș rămâne eu fără apă acum la vreme, cu căldura asta, mă pune situația oricăruia. Mi-a rămas niște oameni săraci cu câteva zile de cărau cu căruțele sau cu tractoarele, cu remorcele, apă de undeva de la, mai de la stradă, că la ei n-ajungea. Dar tot din sistem, dar de la mai jos. Parcă știți, nu dorm doar. Tot când mă gândesc că omul nu are apă să-și facă paie, să dea la animale, să spere, să facă mâncare, să spere rufere. Că e cald acum, trebuie să te schimbi zilnic. Și mă pun în situațiilor, deci aș vrea să fac încă acolo un puț. Am vorbit cu cineva, m-am dus cu un domn inginer, cum a fost consilier al meu, am văzut mai aici ar fi o zonă unde putem să forăm, unde putem să amplasăm și puțul, tot acolo, facem și rezervor tot acolo, că e destul de înalt, cum cel mai înalt, și am alimentat, deci cum vorbim, și în partea de altă, și stația, și am avea și rezervă în cazul că se întâmplă ceva aici. Să facem un bypass, păi când ajungeam pe aici, o reglăm din și venim și ajutăm și sistemul de aici. Deci sunt așa de multe chestii, dar trebuie gândite, trebuie bine, bine gândite să nu intri în costuri prea mari, că noi trebuie să facem orice putem, să facem cu resurse locale, pe cât e posibil. Pentru că finanțare nu prea avem, cum a fost și bugetul anul ăsta mai mic, cu 4 miliarde. Evitam să intru pe acest subiect al finanțării proiectelor și mai ales dacă tot ați intrat pe acest segment și mult așteptată rectificare bugetară, care din păcate iată se lăsa așteptată. De câte am înțeles undeva, prin septembrie s-ar face rectificarea, asta în cazul în care s-ar ține de cuvânt guvernanții. Așa sau de când se termină o rectificare și că ar fi pe plus, nu știu, dar m-a spus că ar fi bine să măcar unul din proiecte să mi le finanțeze, măcar unul. Dacă nu, dar nu, unul și e suficient. Deci trebuie înțeles că aceste... Ce mai avansat ar fi drumul, modernizarea. Da, pentru localități, acești bani sunt ca o mână cerească, mai ales care, deoarece merg pe partea finanțării proiectelor, care așteaptă de ceva timp. Deci, eu trebuia să fac anul ăsta proiectul tehnic la extindere de apă și canal. Nu l-am mai făcut pentru că zice că este eligibil proiectarea și poți să faci proiectare cu construcții montaj. Deci dacă ar da ceva, așa fi finanțat. Încerc scuze că vă întreb. Dumneavoastră, în urmă cu, nu știu, septembrie, ați câștigat un nou mandat în fruntea comunității, un nou mandat de primar. Dumneavoastră ați venit în fața oamenilor, v-ați prezentat cu un program electoral, da, în care ați spus că faceți asta, asta, asta și asta, da? În baza unor proiecte. Sigur. Proiecte care așteaptă finanțare. Ce se întâmplă dacă nu primiți această finanțare? Acum știți, locuitorii sunt obișnuiți, noi cetățenii în general dăm vina pe primar. Primarul este de vină.
că nu face asta, asta, asta și asta. Dar oamenii nu știu că primarul respectiv depinde de niște, de niște fonduri. Depinde de un buget. Nu, noi vorbim foarte bine asupra problema, e bine punctată. Noi când ne-am venit în fața populației și am spus, domnule, eu în mandatul ăsta aș dori să bag gazele, că voi lucram atunci la, la expertiză, vreau să fac extinderea de apă și canalizare și reabilitare rețelei de canalizare cu stații de epurare cu tot, pentru că am avut probleme cu stații de epurare, dar niște chestii mai așa, am reușit și le-am făcut cu bani mai puține, le-am pus. Dar avem drumurile posibile. Care... Ați promis niște lucruri realizabile. Poate absolut, de și necesare. Necesare atâta timp cât a rezistat acea finanțare pentru ele. Finanțare care așteptați de la bugetul de stat. Acum noi, vedeți asta, noi suntem puși într-o situație foarte urâtă în fața populației. Mulți zice, păi nu mă interesează că nu vreau să mai facă. Nu e adevărat. Eu mă duc cu băieții ăștia mei, că de câte ori mă la București, eu câte un băiat cu mine să mai conduce și el, mai conduc și eu. Vedeți asta, e foarte aglomerat orașul și mă duc foarte des, cunosc foarte bine drumul, nu-i nicio problemă, dar ne ducem și dacă nu se finanțează, noi rămânem de rușine cu oamenii. Asta e necazul. Dar oamenii nu, o parte au înțeles. Nu, nu văd. Bă, păi să vede la televizor. Oamenii se satură de cât așteptare. Deci, noi proiectele le-am depus, le așteptăm să fie finanțate. Dacă nu ni se dau bani, noi le-am depus proiectele, noi avem înregistrări. Am făcut adrese. Fac adrese, poate din două în două luni, fac din nou adrese. Am depus cu tare, cu tare. Îmi dă răspuns. Nu are identificare. Se va face, se va da. Începe un nou program PNDL sau începe un nou cu PRR, uite, dracuia așa. Deci nu știm ce e, că habar n-am, dar nu s-a dat drumul la niciun program. V-am zis, nu numai vorbesc numai de mine ca persoană care sunt la un partid. Dar e vorba de toate comunitățile din România. Dacă tot ați menționat cuvântul partid, vreau să vă spun că toți colegii dumneavoastră primari, indiferent de culoarea politică, se confruntă cu această situație, ori pe PSD, PNL sau altă coloratură sau restul, toți, la fel. Toți suntem supărați. Deci toate autoritățile publice locale au probleme și sunt supărați. Că trecu un an de zile, de zile un proiect, ca să te apuci de un proiect, să zicem, orice în zonă rurală, îți trebuie 4 ani de zile. Te apuci de proiectul tehnic, după aia te apuci că începe să bagi la licitație, să începe lucruri cu zile de montaj. Dacă ai fericirea, ocazie să te mai dea și nu decadă să mai te răgănezi încă un an de zile prin instanță, dacă ai norocul să nu te blocheze careva, dai de la lucrare și abia în al treilea an te apuci de lucru. Dumneavoastră vorbiți de un proiect realizat într-un mandat de 4 ani, dar ați venit cu mai multe proiecte în programele electorale. Proiecte care așteaptă finanțare în continuare, la fel cum așteaptă și proiectele proiectului noastră. Noi avem 4 depuse, 4 proiecte, așteptăm. Mă, din 4 îi prinde și unul, dar văd că nu se mișcă nimic. A zis, nu s-a mișcat nimic până acum. Noi am mai făcut pe plan local. Noi ce putem să facem chiar, mai spun acum, până la alimentare cu apă și la canale, eu am făcut multe rețele cu oameni din comună. Da, într-adevăr, dar... Păi resursele și se... locale și cum am făcut. Scuze că vă întreb, dar și pe plan local, dumneavoastră, dar... depindeți de un buget. Da, bugetul local al primăriei. Și acest buget, așa, așteptat undeva la vreo 6 luni de zile până a fost aprobat. Deci de ce credeți că merg toate atât de greu? Deci trecu o jumătate de an și noi mare lucru n-am făcut. Exact ce spuneam. Avem proiecte de pus și aștept. Acum mă gândeam că dacă aș avea, dacă dădea buget de la un trecut, eu sincer să fiu, poate că mă apucam și eu de un drum. Și un kilometru de drum ce îl făceam. Chiar și vorbisem cu domnul director, hai mă să mai facem un drum pe undeva. Până am toți banii și rămân în necazuri. Acum, la ora actuală, spre exemplu, am făcut un pod, am mărit un pod, era foarte îngust, era într-o curbă, crescuse multă vegetație și am avut niște accidente. Și acum l-am mărit și foarte bine, arată foarte bine, cu rigore. Acolo va veni și o stație de reglare de asta de trans, de repompare la canalizare, dacă Dumnezeu m-a ajutat și finanțește canalizare acolo. Și l-am făcut cu bani local. Deci,
cu bani puținei, dar am făcut cu firmă, cu licitație, cu documente, cu... Deci nu ieși din legislație. Deci totul este legal, dar cu bani din bugetul local. Nu poți să-i dau totodată. Poate îi dau, dar nici bani. Și aici am un risc. Știți, poate nu primiți rectificarea bugetară. Să știți că nu m-am bazat în ce am acum. N-am luat în cap că m-am bazat ce am eu acum. Asta am, asta pot să fac. Dar nu mi-a dat exact ce trebuie. Exact, nu mă întind. Mare și mai am în vedere și, cum vă spus eu, la sistemul de apă și canal, mi se întâmplă de să am în tot timpul acolo o mică rezervă, să nu cumva să le dau într-o altă pantă, știți? Cum v-am zis eu la, mă duc la Creva și se ia Hidrosud, e firma de asta se ocupă, Hidrosud, Voltenia, de apă și canal. Dacă mă duc acolo, mă zis, îi sun tare, mă duc, mă așteaptă băieții acolo, mi-o montează și eu înapoi și așa. Îi dau bani 30 de zile, dar are încredere. Deci lucrez cu dumneavoastră de cred că vreo 15-20 de ani. Deci, bă, îi dăm că e serios. Până capeți încredere, s-o luam, mă duc la alte firme, tot în grabă, că am făcut ani prea mea. Piese de schimb, piese de branșare, fel de fel de astea. Mă duc, da, primăria mea. Toată. Faci factură, știi că în 30 de zile îți dau bani. Dar trebuie să fii și serios, că dacă nu e serios, nu îți mai da a doua. Acea firmă, la rândul ei, spune și la alții, bă, m-a fentat, mi-a tras sacul, nu mai ca o nici prea la. Ei, cu cât ești mai serios, ești mai respectat. Nu e serios, pierzi toate drumurile, nu îți mai face nimeni. De-aia m-am limitat la cât cred eu că pot să fac. Nu cu contabil, bă, putem sau nu putem? Avem posibilități? Aici, până aici, atât putem, de aici încolo nu mai putem. Gata, atât facem, une de timp. Bă, vă urez succes cu continuare în lucrurile pe care le faceți către minister. Eu vă invit pe 8 septembrie, că o să țin asta, ziua comunei, întâlnire cu visatul și aș dori să strâng și familie care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Am mai strâns acum 2 ani de zile și așa mulțumiți au vorbiți oameni. Știți ce se întâmplă? Să mai socializează, mai discută un cu altul. Așa au rămas blocați unii, că suntem mulți acum la 50 de ani de căsnicie, vă dați seama, au 70 de ani. Vin să mai întâlnesc unul cu altul, mai vorbesc, mai amintesc de ce am mai făcut pe vremuri, unde a fost la lucru. Îți un cămin acolo, cu jumătate de oră, o oră, două, le fac și o gustare acolo, fără de ceva, și pe aia merg pe scenă la oră populară, acolo o să invit și Vâlceana, Rapsodie Vâlceana, mă iau, cred că după la Creva, vreo 2-3 de ăștia muzicanți, să se simtă lumea bine, să... Chiar aveau nevoie de că vă dați mea să seama, uite, a fost o mare greșeală, că la vedere nu s-a ținut termenul de 6 septembrie și de 6 august, care e rămasese împământit, așa, eu, de când mă știu, 6 august era o zi pentru noi, o așteptam cu nerăbdare și ne duceam și culegeam prune, să facem noi de bani, să mergem să luăm și noi limonadă sau înghețată, cum era copii, că eram săraci, nu eram ca acum. Dar acum simt oamenii nevoia să se mai întâlnească, să mai vorbesc așa cum sunt și de pe 8 septembrie să vă invit să veniți și noastră, că pe stadion avem scena acolo, o să fie, zic eu că o să fie bine. Eu mă ocup de toată organizarea pentru să invit toți cei care au 50 de ani de căsnicie. Cred că invit și pe cei care au fost, că nu e nicio pagubă că pentru 50-60 de familii, nu. Mă bucur că îi văd oată. Mai ales după această perioadă de pandemie și de izolare. Știți că simt nevoia să se mai întâlnească, să mai vorbească, mai ales că au fost izolați, vă rog noastră, o perioadă destul de lungă, aproape un an jumătate. Da. Ei, acum ei simt nevoia, să știți. Și toată lumea simte nevoia să se mai întâlnească unul cu altul. Și mă bucur. Și v-am zis, trebuie să fac zilele astea, chiar mâine mă duc să fac cum asta adresă către Rapsodia Vâlceană, după care invit, cum vorbeam și pe la Craiova, și să strângă lumea aceea, să fie, e ziua comună, e fii satul, să-l numește. Că invit numai pe cei din comună, să vii. Cei care au plecat din comună, că
care au fost fii cu Meșăbie, să discute, să purtească, să se întâlnească, să... Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, sănătate. Și le doresc multă sănătate și de Sfântă Marie să fie sănătoasă în toate fetele cu numele de Maria, Marin, bărbații care Marin, femeile care Maria, Marinela, să fie sănătoasă și mulți ani fericiți. Și le aștept pe 8 septembrie.